Salutare, dragilor! Azi aș vrea să vorbesc despre făinarea la gutui provocată de o ciupercă care atacă frunzele, lăstarii tineri, florile și fructele. Ciuperca iernează în scoarța pomilor, în solzii ce acoperă mugurii și în frunzele sau resturile vegetale infectate rămase în jurul pomilor, iar primele semne ale atacului sunt observate imediat după înflorit. Ciuperca este răspândită ușor de la un pom la altul cu ajutorul vântului. Atacul acestei ciuperci este influențat de temperaturile ridicate și de umiditatea atmosferică ridicată. Ciuperca formează un strat albicios la suprafața organelor atacate și reduce procesul de fotosinteză, afectând dezvoltarea pomului și producția. Prevenirea apariției făinării constă în îndepărtarea materialului vegetal rămas în urma tăierilor și a frunzelor căzute, efectuarea stropirilor în perioada de repaus vegetativ, plantarea pomilor în locuri însorite și cu circulație naturală a curenților de aer, dezinfectarea uneltelor de lucru și efectuarea tăierilor ce permit aerisirea coroanei. La apariția infecției, trebuie îndepărtate și distruse organele afectate și putem interveni cu fungicide pe bază de sulf, strobilurine sau triazoli. Până data viitoare, recolte bogate, numai bine! Pa, pa!